Controlele în târgurile săptămânale din județul Giurgiu au început încă de noaptea de sâmbătă spre duminică, când negustorii au scos porcii la vânzare în toiul nopții. Poliții, jandarmi și specialiști din cadrul Direcției Sanitar Veterinare au efectuat controle în cadrul acțiunii naționale Sărbători de iarnă în siguranță, activitate ce are ca scop protejarea intereselor comerciale ale cetățenilor și menținerea siguranței publice în perioada sărbătorilor de iarnă. În urma controlelor, mai mulți porci vii și carcase pline cu carne, care erau transportate în condiții improprii și fără acte de proveniență, au fost găsiți de polițiști. Proprietarii au fost sancționați de către Poliția Economică și de către inspectorii de la Direcția Sanitar-Veterinară, iar carnea a fost confiscată. Pe timpul acțiunilor desfășurate în târgurile săptămânale din Bolintin, Călugăreni și Dobrieni, polițiștii au aplicat 62 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei, au confiscat 2 tone de carne, 2,5 tone de cereale și 300 de kilograme de legume și fructe. Mai mult, polițiștii au confiscat și animalele cumpărate de cei prezenți la târg, astfel că a izbucnit un scandal de proporții, potrivit presei naționale. Înfuriat la culme că polițiștii au confiscat porcul pe care tocmai îl cumpărase, un bărbat s-a luat la bătaie cu omul legii și a încercat să dea cu mașina peste el. În urma controlelor au mai fost descoperite și cantități foarte mari de cereale care nu aveau acte de proveniență. Toată marfa a fost confiscată de polițiști pentru că proprietarul nu avea acte care să dovedească faptul că deține în mod legal acele cereale.